Fenomenul astronomic al lunii decembrie, curentul meteoric Geminide. Curentul meteoric Geminide are maximul la mijlocul lunii decembrie în fiecare an și este considerat a fi unul dintre cei mai spectaculoși curenți meteorici. În momentul maximului, în condiții ideale, se pot observa până la 120 de meteori pe oră. Curentul meteoric Geminide este activ și poate fi admirat în perioada 4-17 decembrie. Condițiile sunt ideale pentru observarea meteorilor anul acesta, având în vedere că maximul curentului meteoric va avea loc la câteva zile după faza de lună nouă. Anul acesta, maximul de activitate va avea loc în noaptea de 14 spre 15 decembrie. Locul de pe bolta cerească, din care par să provină meteorii, numit și Radiant, se află în constelația Gemini, în apropierea stelei Castor, și de aici provine și numele acestui curent meteoric de Geminide. Curentul meteoric Geminide nu provine din resturile lăsate de o cometă, așa cum se întâmplă la majoritatea curenților meteorici, ci de la un asteroid numit 3200 Phaeton, descoperit în anul 1983. În fiecare an, Pământul trece prin resturile lăsate de acest asteroid, astfel se produce curentul meteoric Geminide. Fragmentele de rocă intră cu viteză mare în atmosfera terestră. Datorită frecării cu aerul, acestea se încing până iau foc, încălzind puternic și moleculele de aer, formându-se astfel acea urmă luminoasă denumită științific meteor, iar popular o numim stea căzătoare. La intrarea în atmosferă, meteorii acestui curent meteoric au o viteză de 35 de km pe secundă. Astfel, aceștia sunt considerați meteori relativ lenți, și astfel pot fi ușor observați. Pentru a observa curentul meteoric Geminide, mergeți într-o locație aflată cât mai departe de orașe, lipsită de poluare luminoasă. Instrumentele astronomice nu vor fi necesare pentru a observa meteorii care se urmăresc cu ochiul liber. Radiantul curentului meteoric Geminide răsare după lăsarea serii. Pentru a urmări meteorii, îmbrăcați-vă gros și așezați-vă confortabil. Cer senin și multă sănătate!